Mulțumesc, domnule președinte. Deci, ședința, declarația politică de azi se intitulează Statul e dator cetățenilor săi cu reducerea cheltuielilor, nu cu noi taxe sau impozite. În ultima perioadă am fost martorii unor declarații aruncate pe canalele mass media, în care unii colegi, atât din Parlament cât și din Guvern, făceau apologia introducerii de noi taxe sau impozite pentru a acoperi găurile bugetare. Apoi s-a revenit asupra inițiativei, cel mai probabil, datorită opiniei publice, care a fost foarte vehementă împotriva acestui tip de comportament. Însă ceea ce m-a frapat a fost lipsa unei discuții serioase și aplicate asupra următoarei dileme. Se pot introduce noi taxe sau impozite în condițiile în care aparatul bugetar este supradimensionat, iar în momentul de față arată ca un om obez. Putem introduce noi taxe când colectarea atât în ceea ce privește taxele sau impozitele, dar mai ales când vorbim de recuperări de creanță sau prejudicii, este deficitară și folosesc un cuvânt cu indulgență. Vrem noi taxe când există o lipsă totală de interes din partea decidenților politici atât la nivel local cât mai ales la nivel central pentru o eficientizare și digitalizare în profunzime a aparatului administrativ? Așa cum am menționat și în alte rânduri, consider că este imperativă o modernizare accelerată a instituțiilor statului, iar acest lucru nu se poate face decât prin aplicarea în egală măsură atât a principiului competenței, cât și printr-o depolitizare masivă și reală a cât mai multor dintre aceste instituții. Cred, în egală măsură, că decidenții politici, fie că vorbim de primari, președinți de consilii județene sau miniștri, sunt datori să ofere exemplul personal înainte de a împovăra cetățeanul cu mai multe taxe. Este profund incorrect să pretinzi taxe sau impozite noi în condițiile în care nu ai făcut tot ceea ce era posibil pentru a optimiza atât resursele umane cât și cele materiale de care dispui. Cetățeanul nu poate fi solidar cu un stat care devine din ce în ce mai leneș și care nu furnizează servicii de calitate în contul banilor primiți de la acesta. Nu este posibil ca cei din mediul privat, oameni care muncesc și aduc plus valoare societății, să fie spoliați pentru a acoperi găurile lăsate de firme cu acționariat majoritar de stat, care fie nu produc profit, fie sunt pe pierdere, iar în tot acest timp au la vârf oameni care în fiecare lună încasează pe lângă salarii sau sporuri și bonusuri nesimțite. Sunt conștient că nu există soluții perfecte sau infailibile, dar cred că putem începe prin reforme concrete, atât în ceea ce privește creșterea capacității de colectare, cât și prin optimizarea cheltuielilor statului. În fond, este important ce poți face tu în calitate de cetățean pentru țara ta, dar în egală măsură și reciproca trebuie să fie valabilă. Vă mulțumesc, deputat Chișianuș.